Vă salutăm, dragilor! Sunt Alex Vasiliu și Robert. Și astăzi o să gătim curcan cu usturoi. La cuptor. Ba nu, la ceaun. La cuptor. Ba nu, la ceaun. Bine, o să gătim curcanul la un ceaun tip cuptor, pe grătar afară. Haideți să vedem ce o să iasă. Uite, ceaunul tip cuptor. Vezi cum e înăuntru? Da, ia să vedem. Uite ce este înăuntru, tati. Ia uite, tati. Ia uite, da, o să punem carnea pe acest suport. Băgăm în ceaun și ceaunul îl punem peste jar la grătar la noi acolo. Da. Și o să iasă carnea exact ca și cum ar fi într-un cuptor. Da. O să mă ajuți? Da. Bine, hai, pune, te rog, suportul înapoi, nu? Pune și capacul. Tati? Da. Ne-ai spus că facem împreună, nu doar. Da, da, focul umple doar adulții. Ne apucăm să tăiem ceapa? Da. Eu acum merg cu mașina. Ce bine miroase. Într-adevăr. Ca la munte. Da. Mie îmi place foarte mult să stau lângă grătar. E bine, dragă. Mă bucur că îți place și mă bucur că îți place să stai afară și să mă ajuți pe desă, domnul. Te iubesc. Eu fac grătarul și tu tai ceapa. O să plâng de la ceapa. Tu ești priceput la tăia cepile. Și tu ești priceput la focul grătarul? Da. Mă bucur. O să iasă foarte gustos. Foarte gustos o să iasă. Ți-a trebuit până în casă? Da. Du-te.
Am pregătit patul pentru carnea de curcan, dar înainte de a o pune la copt, o să o ungem cu un sos făcut din rozmarin, din cimbru, din usturoi, boia de ardei iute, sare, piper și ulei de floarea soarelui. O să fie delicios! Delicios! Delicios. Bine miroase, busuiocul, rozmarinul, cimbru proaspăt, minunat. Ne punem acum împreună cu stroiul. Să punem vin alb până aproape de nivelul grătarului din ceaunul nostru. Să vrei tu să mânci? Da. Ha, carnea o să iasă delicioasă. Delicioasă. Abia aștept să mănânc. Și eu. Thank you.
să pui cât bun deasupra lui? Sigur că da. Dar de ce vrei să pui? Ca să fie căldură și de jos și de sus. Facem un suc de portocale, Robert? Da. Da? Dominic, vrei suc de portocale? Sigur. De acum așteptăm aici să facem un suc de portocale. Ha. Ha. Hai, Dominic, să-l dăm. Până se face carnea, o să vreau să fac un sos de usturoi, rozmarin, cimbru, busuioc și ulei de floarea soarelui. Vedem ce face curcanul. Oh, ce bine miroase. Haideți să vă arăt și vouă cum arată. Curcanul este aproape gata, cred că mai are de stat undeva la 5 minute maxim, timp în care se fac sosul de usturoi. A ieșit și soarele, deja e mult mai bine acum. Delicios. Ungi carne? Nu se mâncăm cu sosul. Ce, de asta pui carne? Punem cea una, da. Mami, dă un prosop din ăla roșu. Ești curios să vezi cum a ieșit? Da. Ți-este foame? Da.
foarte. Vreau să gust. Vrei să gustăm? Da. Vreau și eu să văd cu sosul acesta. Alea cum e. Fulge acolo. Bagă-ți o sacolă. Dragilor, asta a fost tot. Sper că v-a plăcut bucătăria la noastră. A venit primăvara, ne așteaptă multe zile cu soare. Multe rețete noi, absolut delicioase. Dacă v-a plăcut videoul nostru, puteți da subscribe la canalul nostru de YouTube, like și follow pe Instagram. Până data viitoare, vă pupăm, pa! Pa! Hai! Hai, mergi prin bucătărie.